puteți închipui cum arăta România la mijlocul anilor 80, o țară închisă, cu oameni care se gândeau puțin, aproape spre deloc, care aveau o șansă să treacă dincolo de granițele țării. Cu toate astea, atunci s-a întâmplat prima expediție românească spre acoperișul lumii, în Himalaya. Acum suntem la poalele Retezatului și mergem la Râușor să-l cunoaștem pe Avel Ritișan, omul care a condus prima expediție românească în Himalaya. Avel Ritișan nu este doar cel care a condus prima expediție românească în Himalaya, ci este și cel mai longeviv salvamontist din România. Astăzi are 72 de ani și încă nu poate sta departe de munte. Este omul care cunoaște Retezatul la fel de bine ca propria casă. Când e în tură, stă de strajă la baza Salvamont Râușor. În perioadele cu risc scăzut de accidentări, la bază există doar un om care locuiește singur timp de o săptămână. Avel Ritișan s-a născut într-un sat lângă Gherla, județul Cluj. În copilărie a schiat pentru prima dată. Atunci fratele său îi făcea schiuri din trunchiuri de cireș. La 15 ani, familia Ritișan se mută la Hunedoara. Nu a avut performanțe deosebite ca schior, însă făcea parte din lotul național al României. La 16 ani, ajunge pentru prima dată în Retezat, la Râușor. Și atunci, ca și acum, Avel Ritișan crede că Retezatul este cel mai frumos munte din lume. Atunci se practica sportul în masă, nu? Se practica sportul în masă. Erau sindicatele care investeau foarte mulți bani în sporturile de masă și așa am ajuns și eu să fac schi de performanță și ulterior să trec la alpinism. Astăzi echipamentele de schi sunt ultra performante. Da, sigur te că da, nici nu se din nici ce nu se materiale compare, sunt confecționate. Sigur că da. Cum era atunci? Era frumos, era un fel de pionerat și în schi și în alpinism. Echipamentul era rudimentar, dar ne bucuram de fiecare clipă pe care o petreceam pe pârtia de schi cu echipamentul respectiv. Bețele de schi fac parte din echipamentul... Bețele de schi fac parte din arsenalul montaniardului și sunt foarte bune și vara și iarna. Bețele de schi pentru echilibru. Și te ajută foarte mult și la mers. Uh-huh. Că așa se spune că dacă un turist folosește bine bețele de schi, ele preiau 30% din greutatea corpului la mers. Deci, piciorul, deci există un secret, deci piciorul nu mai suportă atâta greutate că este preluat și de bețe, da. Deci să nu facă turiști așa cum fac eu cu mine în buzunar. Da, sigur că da. Și totodată și brațele sunt în continuă mișcare, că dacă te duci cu un rucsac greu și brațele rămân inerte pe lângă corp, la un moment dat, efectiv, brațele o să-ți amorțească pentru că circulația sângelui este îngreunată de bretelele de la rucsac și îți amorțesc mâinile. Pe când dacă le miști tot timpul, atunci... Acestea sunt lucruri tehnice care se pot învăța la modul tehnic, teoretic, da, sau da. Dumneavoastră le-ați învățat din experiență? Nu. Sunt niște lucruri tehnice care trebuie învățate și trebuie practicate, pentru că te ajută foarte mult în mersul pe munte.
Și mai ales iarna, când e zăpadă și bățul este, cum să spun eu, indispensabil la orice plimbare. Am ochit un loc acolo să luăm loc pentru că am obosit deja. Nu am antrenamentul dumneavoastră ca să-mi povesti despre Himalaya. În 1958, Avel Ritișan este trimis de club la o școală de alpinism. Din cei 80 de participanți, hunedoreanul a reușit să fie șef de promoție. Atunci a făcut alegerea. Alpinism în detrimentul schiului. E evident că multe lucruri se pot învăța în alpinism, dar un om oarecare trebuie să aibă, care își dorește să facă alpinism, trebuie să aibă și niște date, să zic eu, genetice, trebuie să aibă o înclinație, pe lângă faptul că iubește muntele. Da, trebuie să aibă anumite înclinații înspre alpinism, adică nu spun că un alpinist nu este fricos, un alpinist trebuie să fie fricos, că dacă nu ți-e frică, ești inconștient, asta este, însă trebuie să știi până unde te pot duce limitele tale și trebuie să îți placă, să-ți placă riscurile, dar cu limitele de rigoare. În anii 50 și mai apoi, în decada următoare, alpiniștii puteau doar să viseze la munții cei mari ai lumii. Așa că se străduiau aici, acasă, să se antreneze pe trasee cât mai dificile, în condiții extreme. Astfel, Avel Ritișan are în palmaresul său 50 de trasee realizate în premieră în munții României și parcurgerea longitudinală a Carpaților meridionali. La toate astea se adaugă expedițiile din Caucaz, Tatra și Pamir. Când ați ieșit prima dată din România? Din România am ieșit în 1968 la o balcaniadă în Bulgaria. Era și Festivalul Național Mondial al Tineretului și atunci am fost pentru prima dată și eu selecționat în lotul național de alpinism și atunci am ieșit cu încă 3 colegi de-ai mei în Bulgaria la o balcaniadă. Da. Și nu ne-am făcut de râs atunci la balcaniada respectivă și atunci în 68 am și fost decernat cu titlul de cel mai bun alpinist din România. Până la momentul Himalaya aveau să mai treacă 17 ani, însă expedițiile sale nu au fost lipsite de momente critice. Unul dintre acestea s-a întâmplat în Caucaz. A fost un perete de peste 800 de metri, în condiții de iarnă și am făcut 3 zile. A durat escalada noastră. Deci, până atunci, aia a fost cea mai mare performanță a mea. Da. Să reluăm, deci, da. Pe un perete, da. Vertical. Un perete vertical, da. Trei zile am stat în perete acolo. Ați dormit? Am dormit în perete acolo. Agățați? Agățați în perete, da. Adică e impropriu să spui că am dormit, am stat. Am stat. Deci am stat 2 nopți în perete și a treia zi am ieșit afară din vârful, din peretele respectiv. Experiența este viitoare. Da, sigur că da, dar a fost și o plăcere. Cu riscurile de rigoare, dar a fost frumos după aceea, mai ales că chiar la ieșire ne-a prins o furtună foarte, foarte mare, cu trăznete și fulgere, dar ningea de fapt. Acolo la noi ningea, dar trăznea și fulgera, că și părul în cască îl simțeai cum ți este încărcat cu electricitate și se vedeau fulgerele cum alunecă pe corzile de care noi eram legați. A fost așa o senzație destul de urâtă, dar am trecut cu bine, că nu mai avem încotro decât să mergem înainte. Avel Ritișan și-a dorit să ajungă în Himalaya încă din 1973, când se împlineau 50 de ani de la escaladarea vârfului Annapurna. Din cauza unor deficiențe de comunicare cu reprezentanții Partidului Comunist Român, acest fapt nu a fost posibil.
Totuși, 12 ani mai târziu, în 1985, renumitul biolog Ovidiu Bojor a făcut o propunere României, o primă expediție românească în Himalaya. La acea vreme, fitoterapeutul Bojor era în Nepal. El s-a angajat să plătească toate taxele pentru vârf în Himalaya. În România, la Hunedoara, Avel Ritișan încerca să convingă conducerea combinatului siderurgic Hunedoara să sponsorizeze expediția. Am spus, domnul Faur, uitați așa, așa ni se ivește o ocazie să mergem în Himalaya și zice, mă, Ritișanule, că așa îmi spunea, cam cât ar costa? Zic, domnul director, nu știu, dar în tot cazul mult. Și zice, uite, vino mâine la mine și discutăm problema. Păi zic, eu sunt în Bucegi. Păi când vin din Bucegi, zice, vii și discutăm problema și... Nu, și între timp am pus pe hârtie în mare toate cheltuielile astea și știu că replica lui a fost, zice, mă, când se duce, că acolo erau erupții la oțelărie, se spărgeau oalele, curgea oțelul pe acolo și... Zice, bă, cât costă o oală din asta de oțel care se duce pe apa sâmbete? Deci se duce la fier vechi. Păi zic, eu nu știu. Ei, pe voi nu vă costă o oală de oțel ca să vă trimit în Himalaya. $10.000 a pus la bătaie combinatul pentru Avel Ritișan și un alt hunedorean, Marius Mărcuș. Echipamentul necesar a fost confecționat în totalitate de diverse fabrici din județ. Apoi au făcut rost de mâncare, evident, prin cantina combinatului. Echipa a fost completată de alți români. Emil și Tania Coliban, Cezar Vărgulescu, Cornel Coman, Pavel Mureșan și, evident, Ovidiu Bojor. Am plecat de pe aeroport de la București până la Kathmandu. În Kathmandu am stat pentru formalități, că și la ei acolo s-o groază de formalități de îndeplinit. Și pe urmă am plecat cu un avion din ăsta de mici dimensiuni până la Pokhara, un aeroport din ăsta la baza Himalayei, că un aeroport micuț din ăsta. Da. Și apoi? Și apoi înspre vârf. Cu toate alimentele? Cu toate alimentele. Cât a durat din România până ați ajuns la o bază? Până ne-am întors înapoi, 3 luni și 3 zile a durat. Pentru că vârful pe care am fost noi era în partea estică a masivului Himalayan, știți? Și o trebuie să mergem foarte mult, marșul de apropiere a durat foarte, foarte mult. Erați acolo în Himalaya, v-ați dorit să ajungeți în Himalaya. Da. Cum vi s-a părut prima întâlnire? E înspăimântător muntele. Așa, când te duci din Reteza sau din Făgăra și te pui față în față cu Himalaya, este masiv, mare de tot. Mare de tot, da. Da. Și în afară de faptul că este înalt, restul nu mi-a plăcut la Himalaya. Anume, ce nu v-a plăcut? Nu mi-a plăcut pentru că e o zonă aridă. Totul este și piatra este bătută de soare și de vânt și strălucește. Nu există floră, nu există faună, nu există nimic decât gheață și piatră, atâta. Prima expediție românească în Himalaya a fost umbrită de o tragedie. Într-o primă fază, echipajul și-a dorit să atace vârful Kurja Himal pe un traseu pe care nu mai urcase cineva până atunci. Noi am vrut să urcăm acest vârf Kurja Himal, că nu e mare, că are 7.193 de metri, și am vrut să-l urcăm pe peretele sudic, pe care n-a mai fost escaladat niciodată. Decât o singură expediție japoneză a încercat, dar nu s-a mai întors nimeni din expediție. Deci toți au murit în expediție și noi am pierdut foarte mult timp ca să studiem peretele respectiv, că era foarte periculos, cădeau foarte multe avalanșe, era o succesiune de ghețari pe tot peretele respectiv
și era un perete de peste 4.000 de metri altitudine și am stat până am studiat peretele respectiv să vedem pe unde am putea găsi un traseu cât de cât accesibil și pe urmă o parte din noi am renunțat la peretele sudic și ne-am dus pe traseul clasic. Iar patru colegi de-ai noștri au rămas și au încercat să escaladeze peretele respectiv și din păcate unul din colegii noștri a murit acolo atunci și treaba lor nu s-a putut finaliza că au renunțat la expediție. Alpinistul român care și-a pierdut viața în Himalaya este Cezar Vârgulescu. Trupul său neînsuflețit a rămas acolo pe vecie. În orice expediție, antrenamentul fizic, cât și cel psihic, trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Ce e mai important, antrenamentul fizic sau cel psihic? Cum e? Ce trebuie să... Cred că amândouă trebuie să le ai foarte bine antrenate, și fizic și psihic. Fizic, pentru că sunt mari diferențe de nivel. Sunt foarte mari diferențe de nivel. Iar psihic te... Ce se întâmplă? Că ajungi și la altitudine și atunci când vezi că tu te urci din ce în ce mai greu și atunci și dacă pici psihic, atunci efectiv trebuie să renunți. Deci trebuie și psihic să fii foarte bine pregătit, că ai impresia că și noaptea în cort nu poți să inspiri până la capacitatea pulmonară și inspiri de 2-3 ori, de 5 ori, până când a 5-a sau a 6-a oară simți că într-adevăr plămânul tău s-a umplut cu oxigen, cu aer, știi? No, și atunci dacă nu ești și psihic pregătit, intri în panică și... Se întâmplă lucrurile astea. Se întâmplă foarte mult și din cauza asta devii și foarte irascibil la altitudine respective. Bine că unul care se duce în mai multe expediții deja începe să se cunoască pe el însuși și știe cum va reacționa a doua oară când se duce, dar prima oară este foarte frustrant, așa că îți dai seama că nu poți să te stăpânești și orice gest a colegului, orice mișcare te enervează, nu-ți convine și încep tot felul de certuri. Avel Ritișan avea 45 de ani când a ajuns pentru prima dată în Himalaya, 3 ani mai târziu. La 48, e din nou pe acoperișul lumii. De data asta, într-o expediție mixtă italo-română. Voiau să ajungă pe un 8-miar, Broad Peak. N-a fost să fie. Am avut un țel mai măresc, dar nu s-a putut duce la îndeplinire din cauza timpului. Da. Ce anume, voiați să... Vreau să escaladăm Broad Peak-ul. Deci ar fi fost primul vârf de peste 1000 de metri escaladat de o echipă de români, dar vremea nu ne-a permis. Am avut niște probleme cu vama, că a doua oară am fost prin Pakistan, din Karachi, și ne-am dus cu un camion din România. Toate alimentele le-am dus cu camionul pe vapor din la Constanța până în Karachi și pe urmă restul drumului până la... lângă, sub tabăra de bază, ne-am dus cu camionul toate, însă din cauza unor formalități n-am putut scoate camionul din vamă decât după o lună de zile. Da, și ni s-au stricat alimentele și toate. Și ce, ați mai avut bani de mâncare? Am făcut și noi niște economii, bineînțeles că am mai schimbat și noi niște bani pe la bișnițare atunci, că așa era moda, și am avut niște bani ascunși prin niște pioleți acolo și am apelat la banii respectivi și ne-am dus și am încercat, dar nu. Am ajuns numai până la 6800 de metri. Am ajuns cu tabăra a doua, însă timpul s-a stricat în așa hal încât nu ne-am dorit decât să ajungem la tabăra de bază, știți? Deci, efectiv, am
coborât pe o vreme infernală, de la tabăra 2 până la tabăra de bază atunci. A fost un moment în care v-ați gândit s-ar putea să nu mai ajung acasă? Atât de rău a fost? A fost, da. A fost. Ați regretat? Nu. Că erați acolo? Nu. După aceea, nu. Nu, în momentul ăla, probabil regretați, ați regretat sau... Cred că n-am avut timp să mă gândesc la treaba asta. Numai să scap de aici. Asta a fost singura dorință, să scap de aici. Erau vânturi puternice. Vânturi puternice și pericole de avalanșe foarte mari. Și la coborâre, de fapt și de la urcare, era un scoc, așa la vreo 80 de grade înclinație, pe unde se strângea foarte multă zăpadă și acolo era singurul loc pe unde curgea zăpada și pe acolo trebuia să coborâm și noi. Știți? Na, și ăla a fost ceva infernal așa de coborât. A treia oară nu a mai încercat. A considerat că vârsta nu e tocmai potrivită pentru o nouă ascensiune în Himalaya. Avel Ritishan e de părere că cel mai bun alpinist e cel care rămâne în viață. În lumea alpiniștilor, Avel Ritishan e cunoscut ca PIF. Este membru al Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România, membru al Comisiei Tehnice și vicepreședinte al Comisiei care se ocupă cu atestarea salvamontiștilor. În 2005, Asociația Salvatorilor Montani din Italia i-a oferit targa de argint, în semn de recunoaștere a meritelor sale în domeniul salvamontului și alpinismului în general. Nu m-am retras, mai fac și trasee de alpinism acum încă și sunt monitor la școlile de alpinism și salvamont încă din anul 1970, de când s-a înființat salvamontul. Am fost an de an monitor, deci au trecut o groază de salvamontiști prin mâna mea, ca să spun așa, ca și instruire tehnică. Știți? Și nu pot să mă retrag. Ce aș face? Unde să mă retrag? În apartament ce să fac? Trebuie deci să fiți nu mereu pot. La munte, trebuie nu? Să fiu mereu la munte, da. Să fiu mereu la munte. Nici nu pot să-mi pun problema că aș putea la un moment dat să mă retrag undeva în apartament și să stau acasă. Nu pot, mă sperie gândul ăsta că să fac treaba asta. O dorință mare a dumneavoastră pe care încă, să zicem, nu v-ați îndeplinit-o. Legat de munte, de setea asta de aventură a dumneavoastră, că până la urmă e... Știți ce aș vrea și tot mai vorbesc cu colegii mei, ca din nucleul ăsta de alpiniști, salvamontiști care suntem aici, să se nască o expediție, să meargă dincolo, să facă o performanță frumoasă.